stimați spectatori, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă rundă de dialog și nu unul oarecare, ci cu o deosebită semnificație socială. Suntem o platformă de discuții și dezbateri care aduc în prim plan problemele salariaților țării. Și de această dată, alături de noi, sunt reprezentanții sindicatelor naționale care apără drepturile și interesele angajaților țării. Rămâneți alături de noi! Sindicaliști constructori din circa 20 de țări, printre care Macedonia, Serbia, Muntenegru, Suedia și țările CSI, s-au întrunit zilele acestea la Chișinău pentru a face o evaluare a ciclului de proiecte din anii 2014-2016, valorificate în cadrul finanțării Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului BVI. În cadrul întrunirii s-au pus accentele pe cele mai eficiente metode de protecție a salariaților din domeniu. Potrivit participanților, informarea este unul din cele mai puternice instrumente în dialogul cu angajatorii care încalcă legislația în domeniul muncii. Cu siguranță, informația este cel mai puternic instrument pentru mișcarea sindicalistă din întreaga lume. Dacă oamenii, mai ales angajații, membrii de sindicat, nu sunt informați, ei nu știu cum să-și apere drepturile și nici măcar să-și formuleze revendicările. Scopul nostru este să sprijinim toate uniunile sindicale și să construim poduri de comunicare care vor servi drept suport pentru distribuirea informației, dar și pentru schimbul de experiență între diverse țări. În economia globală, unde companiile multinaționale joacă un rol mare, salariații trebuie neapărat să cunoască care le sunt drepturile. Când vor ști asta, vor fi capabili să vorbească și să negocieze cu angajatorii lor. Sindicaliștii moldoveni din ramura construcțiilor au beneficiat de suport informațional în cadrul proiectului Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului. Astfel, aceștia au învățat lucruri utile despre pregătirea negocierilor, ratificarea Convenției 167 în domeniul construcțiilor, precum și crearea instanțelor specializate în soluționarea litigiilor de muncă. Potrivit președintelui sindicatelor din construcții din Ucraina, sindicaliștii moldoveni au nevoie de suport în pregătirea negociatorilor profesioniști care să poată reprezenta și sindicatele și patronatele, dar și să elaboreze standarde ocupaționale pentru profesiile muncitorești și inginerești. Problemele sunt comune și nu s-au schimbat în ultimii 100 de ani. Acestea rezidă în principal în necorespunderea locurilor de muncă cu legislația. Angajatorii fug de responsabilități. Mai vorbim aici de migrație atunci când angajații pleacă dintr-o țară în alta, creându-se astfel probleme atât pentru țările care pierd forța de muncă, cât și pentru cele care o primesc. Mai este salariul, care în ultimul timp încetează să joace rolul său de a asigura un trai decent, condițiile inumane de muncă și munca forțată. Ceea ce poate proteja cel mai bine locurile de muncă este solidaritatea. Unificarea în jurul unei teme comune oferă posibilitatea de îmbunătățire a stării de lucruri, atât la nivelul întreprinderilor mici, unde salariații se unesc și spun nu angajat dacă acesta le încalcă drepturile, cât și la nivel global atunci când sindicatele din diverse țări își dau mâna și analizează starea de lucruri în companiile multinaționale în care bugetul uneori îl depășește pe cel al unei țări. Provocații всегда на занятых очень давят работодатели. Они стараются. De cele mai dese ori ne ciocnim de faptul că angajatorii vor să obțină profit, dar nu le pasă de soarta salariaților. Nu investesc în condiții de muncă, oferă salarii mici și cu toate acestea majorează volumul de muncă. Anume din acest considerent, noi ne convocăm la nivel internațional ca să vedem cum putem face față acestor probleme. Totodată planificăm proiecte de viitor care vor servi drept suport pentru protejarea drepturilor oamenilor încadrați în câmpul muncii. Sindicatele din toată lumea mereu au pledat pentru acest scop și o vor face în continuare. Federația Internațională a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului este un sindicat global al sindicaliștilor din domeniu, care întrunește peste 350 de organizații din 135 de țări și reprezintă interesele a peste 12 milioane de sindicaliști. Federația Sindicons este membra ai BVI de 20 de ani, iar de curând calitatea de membru al structurii internaționale a obținut-o și Federația Sindicatelor din Civilcultură, Sint Silva din Republica Moldova.
Domeniul construcțiilor din țara noastră rămâne a fi unul destul de important pentru economia țării. Recent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții, Sindicons, dar și Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor de Materiale de Construcții, Condrumat, au semnat acordul de modificare a Convenției Colective din ramura construcțiilor. Principala modificare prevede o majorare cu 23% a salariului tarifar pentru angajații din domeniu. Părțile semnatare au menționat că unificarea eforturilor partenerilor sociali din ramura construcțiilor are drept scop îmbunătățirea, dar și facilitarea vieții angajaților din sistem. Alături de mine sunt astăzi cei trei parteneri sociali din ramura construcțiilor. Îi salut în studioul nostru pe Victor Talmaci, președintele Federației Sindicons, domnul Pavel Cava, președintele Condrumat, dar și Ion Stratulat, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Bine ați venit în studioul nostru! Bine ați revenit, pentru că sunteți invitați fidele a emisiunii Dialog Social. Haideți să vedem cum s-a ajuns la această performanță, domnilor, pentru că este un succes al dialogului care există în ramură. Este acest parteneriat social cheia marelor succese, așa cum se vehiculează. O să vă rog să îmi răspundeți pe rând și să menționez că recent, la un eveniment, domnul Talmaci menționa că ramura construcțiilor chiar are unul dintre cele mai bine structurate dialoguri sociale de la noi din Republica Moldova. Este sau nu adevărat? Da, aș afirma lucrul acesta că este cheia marelor succese atunci când actorii se respectă ca parteneri sociali, respectă principiile prevăzute de legislație. Anume, acest lucru îl facem noi, partenerii sociali din ramura construcției, pe parcursul a mai mult de 20 de ani de când am negociat împreună cu partenerii noștri prima convenție colective sau contract colectiv de muncă pe atunci, așa se numea, în 1994, primul contract colectiv de muncă în ramura construcției. Și de atunci noi respectăm aceste principii, ne respectăm pe noi ca parteneri și încercăm pe parcursul activității noastre să răspundem cerințelor celor care îi reprezentăm. Domnule Caba, este parteneriatul social unul fructuos în ramură? Da, eu aș începe cu aceea că când se vehiculează situația că am majorat cu 23% salariul tarifar de prima categorie sau mai cu seama că au fost niște publicații că salariul în construcții se va mări cu 23%, nu este chiar corect, fiindcă atunci colegii mei, conducătorii de întreprindere, de organizații, de companii, nu corect vor, sunt informați. Deci noi am luat ca bază hotărârea de guvern cu privire la implementarea procesului verbal de negocieri între sindicate și patronate la nivel național și am ajustat-o la, în ramura construcțiilor și reieșind din situația reală care este salariile care le încasează angajații noștri, muncitorii, inginerii, am găsit de cuvință să majorăm și noi față de nivelul care este stabilit de 2100 la nivel național. În ramura construcțiilor am stabilit eșalonat trei salarii tarifare de prima categorie la constructori propriu zis 2300, la producătorii de materiale de construcții 2150 și la angajații auxiliari 2100. Deci nu am încălcat hotărârea de guvern, care pentru noi este act normativ, ci l-am îmbunătățit în ramura construcțiilor. Asta prima ce am vrut să constat. Dacă ne întoarcem la situația despre la parteneriatul social în ramura construcțiilor, eu să-mi fie iertată nemodestia, aș spune și eu că mă bucur faptul că în comun cu partenerii sociali noi de mai mulți ani atingem scopurile care sunt trasate în convenția colectivă
la nivel de ramura construcțiilor care a fost aprobată în 2009, dar de fapt domnul Tălmace a menționat că dialogul social în ramura construcțiilor este puțin mai vechi, de pe anii 94, dar din 2009 noi avem o convenție. Unde am stabilit tactica și strategia dialogului social în ramura construcțiilor. Domnule viceministru, sunteți de aceeași parte a baricadei cu partenerii dumneavoastră sociali? Sigur că noi suntem tot timpul împreună, tot timpul trebuie să rezolvăm problemele care stau în fața constructorilor, în fața consumatorilor, de a presta servicii calitative, de a le face niște prezentări destul de benefice, dar vreau să pornesc de la discuția, de la niște principii, fiindcă să spunem că ramura construcțiilor, la care am fost și eu martor acolo, anul 93, primii care au pornit la privatizarea în complex a fost construcția. Și de imediat în 94 am pornit la negocieri. A plecat sistemul și trebuie ceva să-l înlocuim. Și am găsit tot și în ramura construcțiilor să găsim formula de conlucrare, adică parte și compromis. Și principiile noastre de bază sunt compromisul, dialogul și convingerea. Altfel nu poate fi. Am mai adăugat chiar. Încerc scuze ca să vă spun și aceea ce este vorba, că am găsit o limbă comună. Noi vreau să spun că suntem în negocieri pe problema abordată astăzi cu stabilirea salariul tarifar minimal de 2300, suntem în discuție încă de anul trecut. Care a fost problema de bază? Desigur că am fost nevoiți să apelăm la ministerele de resort, chiar la comisiile parlamentare, care au făcut modificări în legea, în codul muncii, și atunci a fost clar tot care este structura salariului, care este structura, în general, la salarizare. Și asta ne-a dat posibilitate ca să fim foarte operativi de a adopta această decizie. La acest capitol eu aș vrea să adaug, pentru că la un post de televiziune am auzit și eu că salariul în construcții se va majora din 1 februarie cu 2300 de lei. A fi fost bine să fie așa, dar să fie clar pentru totdeauna, noi permanent am păstrat acest principiu, cuantumul minim garantat la nivel național și în baza hotărârii de guvern prin care sunt prevăzuți coeficienții de complexitate. Acești coeficienți de complexitate ne dau posibilitatea noi, partenerilor sociali, să găsim acest câmp de negocieri, să stabilim prin consens salariul minim pentru prima categorie doar. Asta este legea, asta facem noi. Am înțeles. Domnule ministru, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, ca să nu se înțeleagă iarăși greșit, haideți să vedem, acele plăți compensatorii, stimulatorii, ele intră în această majorare, da sau nu? Legea dispune expres și noi am făcut lucrul ăsta în acordul suplimentar. Suplimentele, celelalte surse de plată care mai există, nu intră în cele 2300 de lei. Asta este salariul minimal tarifar. Celelalte se vor calcula după meritele fiecărui de participare în domeniul investițional. Deci aceste chestiuni, aceste salarii suplimentare de care dumneavoastră ați întrebat, în viziunea mea, cred că nu pot fi stabilite la nivel național, fiindcă fiecare unitate economică are oamenii concreți, are o realitate a activității, are un plan economic de dezvoltare a companiilor de construcție și fiecare companie, fiecare unitate la nivelul său își pune salarii suplimentare dacă este posibil din rezultatele activității pe parcursul anului. De aceea, la nivel național, noi doar stabilim salariul de bază tarifar care se pune la baza calculilor deviziilor de cheltuieli, la baza calculilor salariilor, la volumele executate și așa mai departe. Cum se calculează tot pentru 8 ore? Exact. Anume, din acest punct de vedere, s-a dus mai multă lumină la prevederea articolului 14 din legea salarizării, prin care se menționa și nu era clar, că noi am apelat și la Ministerul Muncii, să ne dea un răspuns clar atunci când între parteneri există divergențe, pentru că asta e și normal, pentru că vrem să avem o claritate, și atunci s-a pus punct. Legea a fost modificată la 16 decembrie 2016 printr-un lege și spune clar că în cuantumul minim garantat, stabilit la nivel național, nu se includ plățile compensatorii, stimulatorii și altele. E un cuantum care îl garantează statul, dar și salariatul trebuie să aibă orele respective. Noi negociem pentru orele efective lucrate,
pentru productivitatea muncii și pentru alte indicatori. Până aici sper că am adus lumină și au înțeles și telespectatorii noștri. Haideți să vedem, domnule Caba, ce alte modificări ați introdus în această convenție, pe lângă majorarea acestor salarii. La etapa actuală, noi alte modificări, după cât știu, nu am introdus, doar ne-am axat pe salariul tarifar de prima categorie, dar în general, în tactica și strategia noastră care am spus-o, care este inclusă în convenția colectivă ramurală, noi avem mai multe puncte de sau mai multe abordări, nu numai salariu, dar este și crearea locurilor de muncă, și condițiile, securitate și sănătate și odihna. Și vreau să zic că într-un cuvânt, noi în această convenție am stabilit regulile de joc în relațiile dintre partenerii sociali, trei care suntem astăzi aici, sindicatele și patronatele pe de o parte și ministerul care reprezintă guvernul pe de altă parte. Ce pot să adaug aici, prin negocieri în grupul de lucru, pe lângă Comisia Tripartită, noi am format un grup de lucru din specialiști, din toate cele trei părți ale partenerilor și am mai reglementat noțiunea de externalizare, anume atunci când se externalizează serviciile, asta este voia angajatorilor, dar noi ne-am înțeles partenerii ca acest proces să fie cât mai reglementat, să fie clar cum procedează angajatorul servicii de personal în momentul când se externalizează serviciile. Adică ai stabilit mecanismul de externalizare, fiindcă atunci când economia lucrează, când fiecare companie își poate planifica o activitate respectivă măcar pe un an, doi, nu este vorba de externalizare, fiindcă noi nu avem niciun interes, ba din contra, noi nu ne ajung brațe de muncă, noi nu avem îndeajuns muncitori, mai ales dacă vorbim și de calificarea lor, dar pe care îi avem, aceia îi avem. Deci externalizarea se face în cazuri, fiindcă noi trebuie să dăm posibilitate și angajatorului să-și regleze relațiile de muncă cu angajatorii. Nu putem să-i planificăm lui, uite, ai 100 de muncitori și trebuie să-i ții 3 ani de zile. Dacă el nu are volum de lucrări, nu poate să-i țină la angajați. Ați înregistrat succese, domnilor, la capitolul dialog social, pe unde mai bine, pe unde mai puțin bine și totuși există un dialog social în ramură, dar bănuiesc că mai sunt încă și probleme la care se atrage atenție. Care sunt acestea, domnule viceministru? E sigur că sunt încă o șură de probleme. Rog să menționați aici și restanțele la salarii care, în întreprinderile care mai sunt din ramură. Vreau să zic că restanțele la salariu nu sunt de competența ministerului, este agentul economic care este responsabil, el a angajat salariul, dar noi vedem că este asta. Poziția ministerului față de acest problemă. Sigur că noi trebuie să ne respectăm atribuțiile și să ne achităm cu salariul la timp, că asta este o obligațiune legală și lucrurile astea unde mai sunt salarii cu întârziere acolo, desigur că iarăși negociem, iarăși tragem atenție la lucrul ăsta, dar mă întorc înapoi la acord, că acordul mai stipulează unele modificări care stabilește niște reguli de joc mai concrete pentru angajatorii de serviciu. Că când sunt niște norme generale, ele sunt tratate în fel după competență. Dar când sunt niște tratări concrete, deja descrise, atunci pentru angajator este clar cum trebuie să procedeze într-un fel sau altul. Sau vorbim chiar de o exemplu de pauzele de odihnă. Că lucrul ăsta tot trebuie să fie stipulat, să fie clar pentru fiecare în parte. Ce ține de restanța la salariu, că cel mai mult mă privește, adică nu pe mine personal, dar pe reprezint, eu vreau să vă spun cu toată certitudinea că niciun angajator nu are interesul să provoace sau să mențină ceva restanțe la salarii. Ține doar de capacitatea celor care comandă un obiect sau altul, de capacitatea beneficiarilor de a plăti. Fiindcă angajatorul, cel care are o afacere, astăzi e proprietate privată, toți angajatorii din ramura construcțiilor sunt companii private. În mare, 99%, dacă să vorbim așa. Deci ea nu are interesul angajatorul ca să aibă restanțe la salarii, că atunci afacerea lui nu prosperă. El are interesul să plătească la timp, el are interesul de acum să
se vede chiar cu ochiul liber că nu mai îmblă prin stânga în dreapta să ascundă salariile, mai persistă ceva plăți și în plic, trebuie să recunoaștem și lucrurile acestea, economia tenebră, dar tendința companiilor de construcții este de a face o afacere curată și de a plăti salarii respective pentru a-și menține afacerea. În acest sens, deja este modificat și legislația muncii și spune felul următor. Am fost nevoiți să ajungem la acest consens pentru că domnul Cab a spus foarte corect, dar unii agenți economici mai sunt și răufăcători pentru că nu din simplu motiv se acumulează datorii la salariu, dar în momentul când salariatul două luni de zile nu a primit datoriile la salariu, care s-au acumulat, este în drept să înștiințeze angajatorul și că părăsește locul de muncă. Dar în timpul acesta angajatorul nu poate, că ar fi absurd să angajeze pe altcineva, până nu se achită datoriile la salariu și atunci se rezolvă problema. Asta cred că e corect. Dar la acest capitol, desigur, trebuie să suplimentăm că nu numai angajatorul, care este motivația de bază când odată se întârzie salarizarea, fiindcă sunt beneficiarii cei de care le prestează servicii, dezvoltatorul, sau să spunem azi, reprezentantul dezvoltorului este domnul Caba, fiindcă beneficiarii de investiții nu la vreme să achită, sunt restanță până la jumătate de an, chiar și un an. Și desigur că de unde? Atunci angajatorul din investițional este obligat ce să facă. Ei credit pentru salarizare, cred că nu este chiar bun. Ar fi bine ca beneficiarii și-și onoreze obligațiunile față de antreprenor. Din păcate, timpul dedicat discuției noastre s-a scurs destul de repede și totuși o să vă rog scurtuți, domnule Talmaci, să ne spuneți, în aceeași situație s-a pomenit și fabrica de sticlă și ce avem până la etapa actuală? Da, asta este o altă temă de discuție, dar acolo constatăm, acolo constatăm că cu regret nu se dorește să aibă loc un dialog constructiv la această întreprindere și noi, pe cale legală, vom apăra interesele salariaților, dar suntem deschiși la un dialog cu angajatorul. O să vă rugăm și pe noi să ne țineți la curent cu situația și cum decurge mai departe. Yes. Eu vă mulțumesc, domnilor, că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Vă mai așteptăm. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de noi. Continuă emisiunea Dialog Social. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova elaborează strategia pentru anii 2017-2022. În acest sens sunt create grupuri de lucruri pe diverse compartimente, în cadrul cărora se propun informații, dar și sugestii pentru valorificarea strategiei. La fiecare întrunire, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova vin cu informații succinte privind activitatea CNSM în perioada anilor 2012-2017. Totodată, aceștia identifică principalele provocări ale mișcării sindicaliste moldovenești, în dependență de dimensiunea pe care o reprezintă, de la protecție social-economică, asistență juridică, relații publice până la aspectele care vizează securitatea și sănătatea la locul de muncă. Informațiile urmează a fi sintetizate și ulterior ori propuse în cadrul strategiei 2017-2022 într-o consolidare a mișcării sindicale din Republica Moldova, dar și asigurarea unei mai bune protecții sociale a salariaților membrii de sindicat. Ce sunt comitetele sectoriale, care este rolul lor, dar și de ce ele ar putea aduce un suflu nou pe piața muncii? Acestea au fost întrebările la care s-a încercat a găsi răspuns în cea mai recentă întrunire a vicepreședintelui CNSM, Sergiu Sainciuc, cu Franca Crestani, managerul de țară al Fondului European pentru Educație. Potrivit lui Sergiu Sainciuc, în acest context urmează să fie elaborat și aprobat cadrul legislativ care ar determina structura instituțională a comitetelor sectoriale, drepturile, dar și obligațiile lor. După ce va fi elaborat acest cadru legislativ, trebuie să identificăm sursele financiare care să acopere cheltuielile legate de elaborarea standardelor ocupaționale, a menționat Sainciuc. Ulterior, va fi organizată și o masă rotundă pentru membrii acestor comitete ca ei să înțeleagă ce este un standard ocupațional și cum urmează să fie elaborată acesta în continuare, iar Fondul European pentru Educație vine să ajute în acest sens. Astfel, sindicatele optează pentru o forță de muncă calificată și bine pregătită, care înseamnă o bună protecție, dar și un salariu.
salariu motivant. La rândul său, Franca Crestani, manager de țară al Fondului European pentru Educație, și-a exprimat speranța pentru o conlucrare eficientă nu doar cu CNSM, dar și cu alte instituții din Republica Moldova. Precizăm că acum câteva luni, în cadrul unei întrevederi al managerului de țară, Franca Crestani, cu reprezentanții Ministerului Muncii, s-a punctat necesitatea creării unui observator al pieții muncii. Fondul European pentru Educație urmează să furnizeze informația necesară pentru îmbunătățirea funcționării pieții muncii prin reducerea discrepanțelor între cerere și ofertă, precum și promovarea muncii decente. Comisia de negocieri din partea Guvernului și a Federației Sindicale a Educației și Științei s-a întrunit într-o nouă ședință pentru a examina revendicările înaintate anterior autorităților. Dialogul s-a referit la noul concept de salarizare a angajaților din educație, care urmează să fie elaborat în urma unei analize complexe a situației curente din sistem, dar și a resurselor financiare disponibile. Astfel s-a convenit că grupul de lucru interministerial va elabora timp de o lună propuneri concrete privind salariile primei categorii și va continua în conformitate cu prevederile dispoziției primului ministru să identifice posibilitățile de majorare a salariilor pentru toate categoriile de angajați din sistemul educațional. Totodată, reprezentanții Ministerului Educației au menționat că este în proces de elaborare o nouă metodologie de salarizare a cadrelor didactice în baza performanțelor obținute. În context, vicepremierul Gheorghe Brega a reiterat deschiderea guvernului pentru identificarea soluțiilor optime în vederea majorării salariilor pentru personalul didactic, non-didactic și cel auxiliar. În context, președintele Federației Sindicale Educației și Științe din Moldova, Dumitru Ivanov, s-a pronunțat pentru acțiuni rapide de susținere a salariaților, luând în considerație situația dificilă a categoriilor vizate. Vești bune pentru angajatele gravide, cele care au născut de curând, dar și cele care alăptează. Pentru aceste categorii, de la începutul anului 2017 vor fi aplicate în țara noastră un șir de cerințe minime de securitate și sănătate la locul de muncă. Conform hotărârii de guvern, angajatorii vor evalua și înlătura orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor, dar și posibilele influențe negative asupra sarcinii sau alăptării. Astfel, angajatele nu vor putea fi obligate să desfășoare activități ce pot prezenta un risc specific de expunere la agenți chimici. Este interzis să muncească în condiții nocive de oboseală mentală și fizică, inclusiv în servicii de noapte sau în încăperi cu limite extreme de temperatură. De asemenea, angajatorii vor asigura informarea prin intermediul unor instruiri a salariatelor gravide privind riscurile profesionale la care se expun. Noile cerințe au drept scop transpunerea parțială a directivelor europene privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă. Sindicatele au menționat că susțin integral documentul respectiv. Totodată, la propunerea sindicatelor, în document a fost introdusă prevederea că, în caz dacă angajatorul nu este în stare să evalueze natura, gradul sau durata riscurilor specifice la care sunt supuse angajatele sau la unitate nu există un serviciu de protecție sau prevenire, să se facă uz de expertiză externă în acest sens. Are sau nu dreptul angajatorul să mă recheme din concediul de odihnă pe motiv că un coleg de serviciu a plecat în concediu medical? Potrivit articolul 122 din Codul Muncii, salariatul poate fi rechemat din concediu de odihnă anual prin ordinul angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului și numai pentru situații de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezența salariatului în unitate. Cu alte cuvinte, angajatorul poate să-l recheme pe salariat din concediu de odihnă anual, respectând două condiții. Prima, apariția situației care nu putea fi prevăzută anterior plecării în concediu de odihnă anual și a doua, obținerea acordului scris de la salariat în acest sens. Totodată, țin să menționez că în caz de rechemare din concediu de odihnă anual, salariatul nu restituie indemnizația pentru zilele de concediu nefolosite. Stimați telespectatori, eu vă zic la revedere, nu înainte de a vă aminti că aveți posibilitatea să ne expediați scrisori și mesaje la adresa indicată pe ecran și linia fierbinte 0800 820 a sindicatelor vă stă la dispoziție. Și ziarul Vocea Poporului vine pentru dumneavoastră, ca de obicei, cu informație utilă și de calitate. Sunt Rodica Vâlcu, nu uitați, stabilim adevăruri doar prin dialog social. Toate bune!